Taci! Cine e ăla? Bună, Luna! Timi, tu ești? Filtre, stai un pic! Bună, Timi! Nu! Ce? Nu ăsta? Nu! O să vin la ora 6. La 6? Exact! Ne vedem mai târziu, pa! A fost cât pe ce? O să-mi odihnesc ochii pentru încă 5 minute! Stai! La 6? Oh, nu! E timpul să mă aranjez! O să scot la iveală pe Beyoncé interioară! Îmi trebuie mult de asta! Am destul timp pentru un masaj al capului! Oh, nu! Ochii mei! Oh, frate! O să-mi rămână... O să-mi rămână Sam! Oh, your mother! Your mother! You listen to me! You listen to me! Ce? E rece ca gheața! Ce-a fost aia? Nu contează! You just a boom, boom, boom! Unde e prosopul ăla idiot? Îngheț aici! Mama! Proso! Oh, sigur, poftim! Mama! Nu te supăra! Nu e ceva ce n-am mai văzut? Mersi! O să folosesc uscătorul de păr! Haide! Fă-ți treaba! Aș fi vrut să știu o vrajă din Harry Potter sau ceva de genul! O poftim? Părul meu! Dăm drumul! Oh, nu? Sper să nu... Nu! Ok, gata! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Nu s-a uscat încă? Ok, în sfârșit s-a uscat! Pentru Timi! Auci! De ce nu se mișcă peria? Ok! Ești, te rog! Chiar m-a durut! Mi-a mai rămas vreun pic de păr? De câte perii e nevoie? Gata! Ce repede crește chestia asta! Fixativ! Cum să nu? Nu sunt minimalistă! Mai mult e mai mult! Următorul! Nu vreau să ratez nicio șuviță! Nu las nimic în voia sorții! Asta-i! Ce-am făcut? Ar trebui să meargă spray-ul pentru descurcare! Sau nu? Ăsta? Wow! Poate că am exagerat puțin! Ok, am exagerat mult! Semăn cu Bart Simpson acum! Ce? Urăsc să recunosc, dar sunt urâtă! Stai, ce e chestia aia? Foarte puternică? Trebuie să rezolv problema! Stai, mâinile mele sunt lipite! Haide, măi! Așa, și tu? Oh, nu! Stați, să nu cădeți, vă rog! Nu! Paletele mele nou-nouțe! Am plătit o avere pe ele! Luna, ce s-a întâmplat aici? E o cocină! Ce vrei să zici? Fă curat acum! Incredibil! Frate, trebuie să rezolv problema! Ok, hai să mai încercăm iar, da? E mai bine! Dar tenul meu i-ar prinde bine un pic de ajutor! Nu înțeleg ce scrie aici! Cosmeticele coreene sunt mereu bune! Cred că funcționează! Aș putea să o aplic și pe restul pielii! Mult mai bine! Dar ce e cu părul ăsta? Arăt ca un yeti! Oh, nu! Stai! Cremă pentru creșterea părului? Trebuie să scap de părul ăsta de pe mine! 1, 2, 3! Mi-am smuls pielea! În sfârșit! Unghiile mele! O să se termine vreodată coșmarul ăsta? Zici că e o scenă dintr-un film de groază! Se pare că există o singură soluție! O să doară! Cât de lungă e asta!
Oh, o să tot trag! Aproape! Oh, în sfârșit! Poftim! Ah, pielea mea! Ah! Da, mai bine nu o ating! Trebuie să fac ceva în legătură cu astea! Ne, nu! Dar trebuie să aleg o nouă manicură! Bingo! Exact ce-mi trebuie! Deja arată grozav! Oh! Wow! Așa da! Oh, ce drăguț! Frate, e super plăcut! Ar trebui să devin un YouTuber de ASMR sau ceva? Simt furnicături în tot corpul! Acum și creierul meu simte la fel! Nu mă opresc din scris! Hei, haide, măi! Fermoar prost! M-ați trădat! Ok! Trebuie să fiu inventivă! E timpul să mă machiez! Sunt super concentrată! Alo? E cineva acasă? Trebuie să mai fie ceva acolo! Poate acum? Uite! Cred că merge și așa! Super! Nu mai am nevoie de tine! Zici că sunt o actriță de pantomimă! Trebuie să rezolv problema! Nuanța asta e mai potrivită! Dar mai am chestii de făcut! Tușul de ochi impresionează mereu! Și acum trec la celălalt ochi! Ce ușor se aplică! Dar oare e suficient de groasă? Trebuie să arate impecabil! Un mic retuș! Gata! Tot nu arată ok? Iar! Mereu exagerez! Stai o clipă! Mult mai bine! Oh, da, ești superbă! Trebuie să-mi schimb hainele! E ceva pe aici? Asta e drăguță! Îmi vine perfect! Dar cum trag fermoarul? De ce nu am mâinile mai lungi? Haide! Aproape am reușit! Gata! Dar stai! Ce e acolo? Părul meu! Părul meu! Ok, asta nu are fermoar! Dar are pete! Machiajul meu! Ok, cred că am găsit rochia ideală! Mă simt ca o adevărată prințesă! E perfectă! Dar ținuta nu e completă! Da, exact cum bănuiam! Pantofii mei! Treburile casnice nu se mai termină! Nu așteptam niciun musafir! E pentru mine! Nu! Trec! Aoleu! Vai, nu am cuvinte! Frate, poate a plecat de acasă! Nu! Nu apa! Bună! Bună ziua! Bună! Astea sunt pentru tine! Apropo, ești superbă! Serios? Și tu arăți bine? Mersi! Tinerii îndrăgostiți! Hai să găsim niște comori! Asta trebuie să fie ziua mea norocoasă! Vino la mama! Da! Wow! Nu! Ajutor! Ouch! Dă-mi lanțele înapoi, hoață! Nu! Dă-mi-l înapoi! Ce cool e! Wow! E așa drăguță! Wow! E perfectă! Prințesa mea! Ajutor! Nu-ți face griji, domnișoară! Mă ocup eu! Mersi! E în siguranță! Misiune îndeplinită! Hai să plecăm de aici, domnișoară! Un telefon? Cum funcționează? Tehnologia e așa complicată! E așa frumoasă! Vreau să o iau... E aici! Am găsit-o! Probleme! Vino cu mine! Hey! E pentru siguranța ta! Am pierdut-o din nou! Bună! Tu, stai aici! E vreo problemă? Trebuie să te scanez! Iată, hoțul! Tu ești! Vino cu mine! A fost pe aproape!
Drumul e liber acum. Poți să ieși. Mi-ai salvat viața, mersi. Bună dimineața, domnule. O altă zi de luni. Anime, nu zorne e, nu zorne e. Iată, arată fantastic. Un telefon nou pentru o prințesă. Numărul meu e deja acolo. Wow, extravagant. Dar am deja suficiente iPhone-uri. E drăguț, dar eu prefer lingourile de aur. Pune-l deoparte. Hei, Sam. Da, domnule. Dă-i asta împreună cu bilețelul ăsta și... Ok, domnule. Oprește-te. Drăguț costum și un lingou de aur, ok. Poți trece. Mersi. Asta e pentru tine, domnișoară. Hai să vedem. Și bilețelul. O întâlnire? Nu e așa ușor? Dăm servieta cu aur. Întotdeauna sunt mândră de colecția mea. Acum are un nou membru. Mersi. Pentru chestia asta fabuloasă trăiesc. Wow, e așa drăguță. Hei. Pare așa tâmpit. Hai să-i facem o farsă. Ce e în regulă cu el? Farsoare idiotă. Trebuia să-l lași în pace. Curând o să-i pară rău. Nimeni nu se ia de eroul meu. Asta o să te înveți o lecție. Ia de aici. Amețită. Bună țintă, Luna. Să te gândești la asta data viitoare. Ce fată sălbatică. Wow, e genul meu. Hei, Luna, hai să-ți arăt ceva. Uite-te la perete. Wow, ce cool! Ești așa talentat! Vrei să mergem la cinema? Nu vreau să merg nicăieri cu tine. Ok, atunci cinematograful va veni la noi. Wow! Știu, nu? Deci, vrei să ieșim la o întâlnire? Da! Trebuie să mă pregătesc pentru întâlnire. Dușul cu aur sclipitor de care am mereu nevoie pentru a fi așa frumoasă. Am nevoie de masca mea zilnică. Și e la îndemâna mea. Natura e cea mai bună rețetă pentru frumusețea mea naturală. Bun venit, piele perfect naturală. Portocaliu, a? Am nevoie de cea mai uimitoare culoare de ruj pentru întâlnire. Asta! Culori destul de frumoase, însă doar una e cea mai tare. Da, asta e culoarea. Am în meniu un monstruleț înfricoșător. Produsele de machiaj sunt prea scumpe în zilele noastre. Și ultimul detaliu, tocurile în alte roz. Sunt gata pentru întâlnire. Ce să port la întâlnire? Nu am multe opțiuni. Ce port arată destul de bine. Sunt gata pentru întâlnire. Ia loc. Ești gata să comandăm? Ospătar! Un preparat special pentru oaspeții noștri VIP. Poftiți! Și permiteți-mi să adaug și sosul. Sosul de aur este condimentul nostru semnătură. O să dea preparatului un gust mult mai bun. Dar tot tăieței sunt. Ne poți aduce ceva mai scump? Nu tăieței! Cum doriți! Bogații! Sper că le plac fructele de mare. Știi, am cumpărat acest restaurant. Arată bine. Poftă bună. Stridi. Noroc. Noroc. Ce bune sunt. Cred că m-am săturat. S-a săturat deja, bogații. A ajuns. Wow, ce elegant. Hei, am ceva special pentru tine. Ok. Unde este? Aici. Am făcut asta pentru tine. Wow, arată delicios. Stai. Am și eu ceva pentru tine. Bine. Ești pregătit? Chris, el e Mickey. Vrea și el să mănânce. Poftim, Mickey. Ceva delicios și pentru tine. Poftă bună. Noroc. Delicios. Mâna ta e așa delicată. Știu. Îmi plac mult și unghiile tale. Ce e aia? Ce? Pe picior. Frate, e șoarece. Drăguț. Ce proaspăt. Ce se întâmplă? Mickey a dispărut. Unde e? Am dat de belea. Da. Îl vezi? Nu. Nu pot. E acolo. Da. Hai să mergem să-l luăm. Mickey, aici erai.
Mickey, ești în viață! Uite, ce avem noi aici? Asta e cea mai tare zi din viața mea! Deci, uite-ne! Drăguț! Ok! Pa! Vrei să intri? Da! Bun venit în casa da, mea! Mersi. Dar e așa întuneric aici! Scuze, am uitat de lumină! Aproape am ajuns! Aha, da! Aha. Iată! Wow, magie! Camera ta arată la fel ca a mea! Oh, e ceva aici! Gândăcel! Nu mi-ai spus nimic de animalele tale de companie! Du-te, Luigi! Haide, mai repede! Te iubesc ca pe un cântec de dragoste iubit! Ce părere ai? Drăguț film! Da! Mai așa! Da, domnișoară? Bine, domnișoară! Ești ok, domnule? Poți să-l rogi să plece? Da, sigur! Ia o pauză! Bine, domnule! Ce? Paza ta e mereu aici! Am nevoie de intimitate! Sigur că sunt! Suntem bogați! Trebuie să fim în siguranță! Avem camere acolo! Haide! Și sub! Serios? Aici. Incredibil! Și aici! Îmi pare tare rău, Mona Lisa! Vezi? Plec! Sună-mă când ești pregătit să ieși la întâlniri, fără camere video! M-am săturat de viața mea de bogată! Pot să-mi cumpăr singură flori și să-mi scriu numele în nisip. Serios? Pot să-mi cumpăr singură flori. Tu semeni cu mine! Nu, tu semeni cu mine, dar par mai fericită decât mine. Credeam că oamenii bogați nu au probleme. Ei bine... Lina! Lina! O să vezi, ia asta! Wow, extravagant! Lina, aici erai, te-am căutat! Dar... Ce tot faci? Dă-mi drumul! Hei, suntem aici! Unde mă duci? Gata! Hai! Și-a lăsat lucrurile! O chitară și un skateboard! Hai să-l încercăm! Trebuie să-mi văd noua casă! Wow! E așa cool, dar și așa dezordonată! Fără garderobă? Ce neobișnuit! O șosetă murdară! Ținuta asta nu se potrivește cu conceptul, trebuie să mă schimb! Așa mai merge! Și astea? Nu mai am nevoie de ele! Oh! Mi-e așa foame! Hai să facem ceva de mâncare! Mâncare? De ce nu apare? Am uitat! Poate e aici! Astea sunt animalele ei de companie? Sunt dezgustătoare! Alunecare de teren! Tăieței? În niciun caz nu mănânc așa ceva! Mai bine fac singură mâncarea! E ușor! Până la urmă nu e chiar așa ușor! Ce? Am împrăștiat aluatul în toată bucătăria! Atunci când ai îndoieli, fă paste! Să adăugăm asta! Ăștia chiar sunt buni! Cred că o să încerc o aromă diferită! Ce? Nu sunt așa răi? Să nu mai faci asta niciodată! Nu vreau să-mi pierd locul de muncă! Trebuie să mă ascult și să mă urmezi! Wow! Hainele? Unde sunt hainele ei? Îmbracă asta! Ce sentiment ciudat! Așa moale și elegantă! Mai ai nevoie de ceva, domnișoară? Am nevoie la baie? Te rog, pe aici! Mersi! Repede! Butoane extravagante! Mai mult! Cum mă opresc? Domnișoară, ce ești este? Ok? Hei! Nu văd nimic! Am greșit butonul! Haide! Am ierat! Aveți nevoie de ajutor din nou? E de rău! Te rog să nu greșești de data asta! Acum înnebunesc! Ce e în neregulă cu casa asta? Ce altceva o să se întâmple? Hai să facem asta după vechea metodă! Una e de ajuns! A mers ușor, în sfârșit!
e timpul pentru petrecere. Bună, salutare, tipilor. Avem invitat special în seara asta. Ei sunt Luna și Chris. Distracție plăcută. Să dăm drumul la distracție, da. Ce n-ai? Nu. Spune să te urească. Termină. Ok, nu mai cânta. Ok. Ce se întâmplă cu tine, Luna? Mi-e dor de vechea mea viață. Nu mai vreau să mai fac asta. Ce vrei să spui? Clopoței, clopoței. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Ești aici. M-am căturat de viața asta de bogată. Vreau să facem schimb. Hai să facem. În sfârșit, mersi. E-F-G-H-I. Dă microfonul. Scuze, mă sună mama. Wow, unde ai fost? Îți spun mai târziu, hai să dăm asta jos. E lumea la la, hai și arată zâmbetul. Asta numesc eu muzică. E lumea la la. Mulțumim. Da. Deci, iubiți-vă pe voi înșivă. O zi a îndrăgostiților fericită. Pace.